Alteța sa regală, Principesa Maria, s-a aflat luni la Suceava într-o vizită prilejuită de lansarea a două volume despre Casa Regală a României. Cu siguranță, atunci când veți parcurge volumul Balcicul Reginei Maria, veți deschide cu toții poarta acestui frumos pe care Regina l-a visat și în care suntem invitați să pășim prin intermediul parcursului realizat de Diana Matache. Margareta, portretul Principesei Moștenitoare, este un volum care vă va ajuta să cunoașteți mai bine o personalitate a lumii contemporane, definită de autoarea volumului drept un model de leadership feminin. Înainte de evenimentul de la Biblioteca Județeană, Maria României a fost invitată la instituția prefectului, apoi a vizitat Cetatea de Scaun și Centrul de Recuperare Blaidorp. Dacă n-ar fi fost oamenii de bine care cunoșteau situația și au donat produse, bătrânii de la Căminul de la Solca nu ar fi putut trece peste perioada în care azilul nu a fost finanțat. Donațiile au venit însă, iar bătrânii nu au simțit lipsurile. Angajații au fost cei mai afectați, deși au fost de acord să renunțe la parte din veniturile lor. Din fericire, donațiile încă sosesc, la o zi după ce Consiliul Județean Suceava a alocat din fondul de rezervă 166.000 de lei pentru Căminul de Bătrâni, azilul a mai primit o donație de produse în valoare de 2100 de lei din partea unor tineri din Suceava. Pachetele conțin alimente, inclusiv pentru masa de Paști, pate, ton, orez, paste făinoase, iaurt, lactate, preparate din carne și ceaiuri. În plus, o altă persoană din Rădăuți a trimis Căminului produse de curățenie. O veste bună se arată și pentru angajații care vineri și-ar putea primi salariile. Cu toate că reprezentanții Căminului de la Solca au făcut numeroase sesizări la ministere în vara anului trecut și chiar la Consiliul Județean în luna martie, nu au primit niciun răspuns. Situația s-a deblocat abia după ce televiziunea Intermedia a mediatizat starea disperată de la Solca. Salvați Copiii, filiala Suceava, a reușit să colecteze aproape 16.000 de lei în numai 3 zile, în cadrul campaniei de strângere de fonduri Un gest pentru o viață. Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea unui incubator de transport pentru spitalul din Dorohoi, unde numai în anul 2015 s-au născut prematur 31 de copii, din care 26 au fost transferați la Suceava sau Botoșani. Numai în 2015, Salvați Copiii a dotat cu aparatură medicală 22 de maternități și secții de nou-născuți din țară. Doritorii pot face în continuare donații online sau prin SMS la 8844 cu codul Salvezi, în schimbul sumei de 2 euro lunar. Totodată, cine dorește poate redirecționa 2% din impozitul pe venit către Salvați Copiii. Gata cu panourile publicitare sau banerele stradale electorale. Candidații la alegerile locale din 5 iunie au fost somați de Autoritatea Electorală Permanentă să-și retragă din spațiul public până la începerea campaniei electorale toate materialele de promovare care nu sunt permise de legea electorală. Dacă nu respectă regulile jocului, competitorii riscă amenzi sau chiar dosare penale, sancționate cu amenzi de la 10 la 25.000 de lei. O primărie a fost sancționată cu amendă și alte 6 cu avertisment pentru că nu au salubrizat cursurile de apă pe care le au în administrare. Cele mai mari probleme au fost înregistrate la izvoarele Sucevei, acolo unde zona podurilor era colmatată cu materiale lemnoase, iar primăria a fost sancționată cu 15.000 de lei. Cu avertisment au fost sancționate primăriile Straja, Broșteni și Gura Humorului. Pentru depozite de deșeuri în zona cursurilor de apă au mai fost sancționate primăriile Frasin, Fântânele și Cârlibaba. Costel Ilie a renunțat la funcția de antrenor principal al echipei locale de fotbal Rapid Suceava. În locul său, conducerea clubului din Areni l-a numit pe Daniel Bălan, acesta urmând să se ocupe de pregătirea echipei până la vară. Costel Ilie își reziliază contractul cu Rapid Suceava după doar 3 luni petrecute pe Areni. În această perioadă, ceferiștii au disputat 10 meciuri oficiale, înregistrând o singură victorie, 5 egaluri și 4 înfrângeri. Echipa locală de rugby CSM Bucovina și-a încheiat parcursul în Cupa României cu o victorie. Formația antrenată de Constantin Vlad a câștigat cu scorul de 23-18 meciul susținut pe terenul Unirea în fața celor de la RCM Galați.
Viitorul Adâncata a realizat scorul etapei a 20-a din Liga 5-a, 10-1, în fața Bucovinei Șerbăuți. Voința Zvorâștea a rămas cu un avans de 3 puncte în fruntea clasamentului seriei de Est, după ce a trecut la limită scor 1-0 de Stejarul Cajvana. În cealaltă serie, prima poziție este ocupată de Sporting Puensolca, echipă care s-a impus cu 4-2 în fața grupării Balada Ciprian Porumbescu. Cealaltă candidată la promovare, Forestierul Frumosu, a câștigat la scor de neprezentare în fața Forestei Moldovița.